care are fratele Alin Jivan. Sunt unii care se potinesc. Am invitat la mine acasă într-o seară pe cineva un frate care nu avea o condiție de viață foarte bună, l-am invitat ca să mâncăm ceva împreună și când mi-am dat sacoul jos și am rămas în tricou, n-am putut să mănânce fratele până nu m-am mustrat că un slujitor al Domnului nu trebuie să stea în tricou. L-am binecuvântat și am mulțumit Domnului pentru părteșia pe care am avut-o împreună. Dragilor, să rămânem într-o notă pozitivă în dimineața aceasta, chiar dacă textul ne pune într-o stare de alertă. Parcă când am auzit și când am văzut, când am vizualizat ceea ce descrie cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea ca unii dintre noi să fi intrat în panică, s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să fi spus, măi, Alin, parcă nu e atât de potrivit cuvântul acesta la o, un moment de binecuvântarea copiilor, dar să vedeți că este cât se poate de potrivit, că peste toate generațiile Dumnezeu este suveran, Dumnezeu aduce oameni în existență pentru care El a fixat un plan, îi călăuzește, îi formează, îi disciplinează în vederea integrității, îi binecuvintează cu putere, îi mandatează și îi trimite în lumea aceasta să cucerească în numele Lui Isus Hristos. Așa cum ne-am rugat în dimineața aceasta pentru Finea Ștefan, ne rugăm pentru toți copiii și mulțumim Domnul pentru harul acesta deosebit pe care l avem, cum spuneam, la momentul de închinare, întâi de toate că existăm. Dumnezeu ar fi putut să facă să nu existăm niciunul dintre noi, dragilor, având perspectiva aceasta că este un har deosebit că existăm. Dar mulțumim Domnului, chiar dacă experimentăm suferința, experimentăm și bucuria, chiar dacă experimentăm necazul, vom experimenta și biruința deplină. plină, chiar dacă experimentăm valea umbrei morții, vom experimenta și viața. Și este un har deosebit că Dumnezeu ne-a dat harul să existăm, să trăim, să fim aici și să experimentăm binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți. Dragilor! În dimineața aceasta aș dori să rămânem într-o notă perspectivă și vreau să vă citesc ceva ce a scris părintele Kiril, dar nu cel despre care avem noi atâtea știri în ziua aceasta și declarații șocante. Părintele Kiril de la Vatoped zice în felul următor și aici toți părinții să fie în gardă, dar în același timp să nu uitați că și voi ați fost copii și sunteți copii și sunteți copii ai lui Dumnezeu. Părintele Kiril de la Vatoped spunea în felul următor ca să rămânem într-o notă pozitivă să nu vă pară rău și să nu vă fie frică pentru copiii voștri din cauză că lumea în care ei cresc nu mai este ceea ce a fost odată. Dumnezeu i-a creat și i-a chemat pentru momentul potrivit și exact al timpului în care se află ei. Viața lor nu a fost o coincidență sau o întâmplare. Creșteți și educați pentru a cunoaște puterea în care merg în calitate de copii ai lui Dumnezeu antrenați în autoritatea cuvântului său, învățați să meargă cu credință știind că Dumnezeu este în control peste toate vremurile, împuterniciți să știe că ei pot schimba lumea. Nu-i învățați să fie înspăimântați și descurajați de starea lumii, ci plini de nădejde că pot face ceva în acest sens. Fiecare persoană din toată istoria a fost plasată în timpul în care se află datorită planului suveran al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Domnului. El știa că Daniel se va descurca în groapa cu lei, el știa că David se va descurca cu Goliat, el știa că Estera se va descurca cu Haman, el știa că Petru va putea să treacă biruitor prin persecuție. El știe că acești copii minunați, copilul tău, poate să facă față oricărei provocări cu care se confruntă în viața lui. Dumnezeu l-a creat special pentru asta. Nu vă speriați pentru copiii voștri, dar fiți onorați că Dumnezeu v-a ales pe voi pentru a crește și a educa generația care se confruntă cu cele mai mari provocări din timpurile noastre. Ridicați-vă și ridicați -vă și pe ei până la provocare. Creșteți-l pe Moise, pe Iosua, pe Gedeon, pe Daniel, pe David, pe Estera, pe Petru, pe Pavel și apoi pe toți ceilalți mari oameni al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este în nedumerire întrebându-se ce va face El cu această lume care se deteriorează. El are o armată pe care o ridică pentru a alunga întunericul și a-l face cunoscut pe tot pământul. Nu vă lăsați sau nu lăsați frica voastră să fure măreția pe care Dumnezeu a pus-o în copiii voștri. Știu că este greu să ne imaginăm ca pe altcineva în afară de bebelușii noștri dulci și vrem doar să-i protejăm de orice ar putea fi greu pentru ei. Dar ei s-au născut tocmai pentru un timp ca și acesta. Și privilegiul deosebit este că și noi, de asemenea, ne-am născut pentru un timp ca și acesta. Dragilor, e o onoare deosebită să fim din nou în contact cu acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu. Vedeți, în inima omului există o contradicție. Foarte mulți dintre noi suntem curioși să cunoaștem adevărul, dar în același timp, în inima noastră, pentru că există această contradicție, parcă nu am vrea să cunoaștem adevărul și viitorul. La viitor mă refer în mod general. Dacă viitorul prevestește de bine, am dorit să cunoaștem viitorul. Dacă viitorul prevestește de rău, n-am dori să cunoaștem viitorul. Am dori să ocolim cumva momentele grele care urmează să vină peste viața noastră și nu am dori sub nicio formă să fim uh, informați cu privire la lucrurile acestea. Vedeți? Există contradicția aceasta, contradicția aceasta în inima noastră. Dorim să cunoaștem viitorul, dar în același timp doar dacă viitorul prevestește de bine. Dacă nu prevestește de bine, nu dorim să cunoaștem uh, viitorul. Mi-aduc aminte că la un moment dat uh, am uh, întâlnit o doamnă astrolog care, fără să-i cer uh, lucrul acesta, a făcut un demers astrologic să-mi spună mie despre viitorul meu. Mi-a trimis acasă în 5 foi A4 anumite previziuni pe care le-a calculat astrologic despre viața lui Alin Jivan și despre viitorul lui. Am citit acolo și am rămas uimit de ce scrisese femeia aceasta. Numai că la un moment dat, la un moment dat femeia aceasta mi-a trimis o scrisoare și mi-a zis eu îți pot prevesti și data morții tale dacă îmi dai mai multe detalii despre viața ta. Și am zis în gândul meu, Domnul să te mustre, Domnul să te mustre, nu vreau să știu când mor, nu vreau să știu când mor, mai bine lăsați-mă așa să trăiesc. Știți că există, există, pe internet imaginea aceea când doi, două jucării de pluș comunică una cu cealaltă și una zice știi că într-o zi vom muri, dar cealaltă zice știu, dar în toate celelalte zile vom trăi și să trăim pentru slava lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vedeți, dragilor, cei care astrologii, cei care fac horoscopul, ei știu că dacă vor să aibă mulți clienți, trebuie să prevestească de bine. Și întotdeauna prevestesc de bine. Astăzi vei avea o promovare la serviciu. Astăzi vei avea o reușită în dragoste, dar tu tot singur ești. Astăzi vei câștiga niște bani, dar tu, tot cu buzunarele goale ești. Astăzi sănătatea ta va prospera, relațiile tale vor înflori. Dacă vrei să ai public larg, sigur, întotdeauna trebuie să prevestești de bine. Nu, no, nu ne place să ni se prevestească de rău sau cel puțin să putem să vizualizăm viitorul care aduce și anumite situații care ar putea să ne pună în gardă. Nu ne place lucrul acesta. Mi-aduc aminte atunci când eram copii că exista un personaj interesant la noi la bloc. Un bărbat cu barbă, bătrânel, care stătea în același bloc și cu noi. Poate Remus mă ajută dacă el își mai aduce aminte cum îl chema pe bărbatul acesta. eșa rare ori din casă. Când ieșea din casă, toată lumea alerga la el, pentru că el spunea despre sine care puterea să ghicească în palmă. Și toți copiii curioși, toți vecinii alergau repede la el să ai... Să, să, obține obțină informații cu privire la viitorul lor. Și la un moment dat Bogdan, un nepot de al meu și el curios, a dus și a zis vă rog din suflet, îmi ghiciți și mie în palmă să văd cum o să arate viitorul meu. Și m-am dus și eu curios să văd ce îi spune. Și s-a uitat aici în palmă pe liniile acestea speciale și i-a zis, păi uite o să fie bine viața ta, o să urci ai așa, nu știu ce mi-a explicat. Și eu zis la 28 de ani vei fi doctor. Dragilor, Bogdan numai doctor nu este. Are mai mult de 28 de ani și nu are nicio treabă cu medicina. Adevărul este că doar Dumnezeu cunoaște viitorul. Doar Dumnezeu cunoaște viitorul. Dar în același timp, dragilor, avem oportunitatea și prilejul deosebit să cunoaștem și noi porțiuni importante din viitorul istoriei în care suntem implicați cu toată existența noastră. Vedeți, uneori Domnul Iisus Hristos nu s-a sfiit să reveleze anumite situații teribile care urmeau să urmau să vină peste el și peste viața ucenicilor stând de vorbă cu ei nu s-a fi, ci la un moment dat le-a spus ucenicilor că el urmează să treacă printr-un proces de suferință, printr-un proces de greutăți, că va veni un moment în care ucenicii vor fugi de lângă el, îi anunță Domnul Iisus Hristos pe acești ucenici cu privire la greutățile pe care el are să le parcurgă, dar în același timp Domnul Iisus Hristos nu i-a lăsat pe ucenici suspendați, cum nu își lasă nici biserica suspendată într-o așteptare nerealistă, Domnul Hristos ne pune într-o așteptare uh, pozitivă, într-o așteptare plină de entuziasm și de forță, spunându-ne să nu ne tulburăm, să nu ne temem că Dumnezeu este cu noi în toate circunstanțele vieții. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să scot doar câteva lucruri importante din cuvântul Domnului, în așa fel încât să putem să fim îmbogățiți de această perspectivă că peste toate generațiile planează planul suveran al lui Dumnezeu. În Cartea Apocalipsa, dragilor, ni se referează aspecte legate de viitorul omenirii în care suntem implicați și noi și pentru că suntem într-o generație atât de importantă, trebuie să luăm seama de ceea ce Dumnezeu ne vorbește în așa fel încât să fim în gardă și să trăim pe măsura revelațiilor pe care Dumnezeu ni le-a oferit cu generozitate. Ni le-a oferit cu generozitate. În cartea Apocalipsa. Ni se spun foarte multe lucruri despre viitor și despre sfârșitul lumii. Întâi de toate, de ce ni se spun multe lucruri despre viitor și despre sfârșitul lumii? Întâi de toate, ni se spun ca noi să știm că într-o zi va veni sfârșitul. Să fim conștienți de faptul că într-o zi toate lucrurile se vor schimba, toate lucrurile se vor termina, că toate lucrurile sunt sub semnul sfârșitului. Cel mai greu lucru pe care îl acceptă omul în viață este faptul că într-o zi toate se vor sfârși. Istoria omenirii se va sfârși, istoria vieții noastre se va sfârși, într-o zi sănătatea noastră se va sfârși, într-o zi bunurile noastre materiale care sunt sub semnul deteriorării se vor sfârși toate, absolut toate lucrurile și e greu pentru noi să acceptăm faptul că într-o zi toate lucrurile se vor sfârși. Vedeți, Dumnezeu ne atenționează prin cuvântul Său să fim înțelepți și să băgăm de seamă că sfârșitul va veni, că va fi un sfârșit până la urmă. Vedeți, oamenii vor să audă de tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Să trăim pentru eternitate, să fim ocoliți de suferință, să fim ocoliți de cataclisme, să fim ocoliți de episoade din aceste apocaliptice, în așa fel încât viața noastră să aibă doar o traiectorie ascendentă. Toți cei care cred în Isus Hristos au o traiectorie ascendente, ei merg din putere în putere, din slavă în slavă, din glorie în glorie, din biruință în biruință, chiar dacă puterile fizice sunt limitate, chiar dacă uneori nu ne putem ridica, chiar dacă uneori nu putem susține demersurile și lucrările pe care Dumnezeu ni le-a dat și ne am împuternicit să le facem prin Duhul Lui, întotdeauna ne ridicăm într-un final și continuăm lucrarea aceasta glorioasă. Dragilor, de ce Dumnezeu ne prevestește viitorul? De ce Dumnezeu pune înaintea ochilor noștri și ne revelează aspecte cu privire la viitor? Ca să știm, întâi de toate, că sfârșitul va veni. Că există un sfârșit pe care cei mai mulți nu-l vor. Oamenii fug cât mai departe de această realitate care este cât se poate de adevărată. Biblia ne avertizează că va fi un sfârșit pentru spune, deci fiindcă. Toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi în generația aceasta? Pentru că toate lucrurile se deteriorează. Pentru că noi nu trăim sub inspirația visului tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, ci suntem conștienți de faptul că suntem aici pe planeta Pământ pentru un timp stabilit de Dumnezeu, nu infinit, un timp care curge, se duce, ne fuge printre degete și într o zi va trebui să se termine totul. Ce fel de oameni ar trebui să fiți, voi spune, Sfântul Apostol Petru, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Întreg universul va fi deteriorat. Implicații cosmice, dragilor. Imaginea aceasta din cartea Apocalipsa ar trebui pe unii să-i sperie cumpliți și pe alții să-i bucure pe cei care sunt ai lui Hristos și sunt puși deoparte să-i bucure pe deplin. Dragilor, toate lucrurile se deteriorează. Toate lucrurile au un termen de valabilitate și dați-mi voie să vă spun ceva foarte important. Săptămâna aceasta am stat și am urmărit știrile, am urmărit declarațiile celor care sunt implicați în război, am urmărit declarațiile oamenilor de știință. Și uitându-mă la aceste declarații, am constatat că până și oamenii de știință trag un semnal de alarmă către populația lumii. Și vă rog din suflet să fiți foarte atenți ce au făcut oamenii de știință în săptămâna aceasta. Oamenii de știință din domeniul atomic au setat marți în această săptămână ceasul apocalipsei mai aproape de miezul nopții ca niciodată. Afirmând că amenințările de război nuclear, boli și schimbări climatice au fost exacerbate de invazia Rusiei în Ucraina, punând omenirea în fața unui risc mai mare de anihilare. Ei spun în felul următor, Ceasul acesta al Apocalipsei, creat de Bulletin of the Atomic Scientist, pentru a ilustra că de aproape a ajuns omenirea de sfârșitul lumii, și-a mutat ora în 2023 la 90 de secunde până la miezul nopții, adică până la final, până la punctul terminal. Deci la 90 de secunde, cu 10 secunde mai aproape decât a fost în ultimii trei ani. Ceasul a fost creat în 1947 de un grup de oameni de știință în domeniul atomic, printre care Albert. Einstein, pe care îl cunoaștem foarte bine, care a lucrat la proiectul Manhattan pentru a dezvolta primele arme nucleare din lume în timpul celui de-al doilea război mondial. Dragilor, să fiți atenți unde suntem acum. În anul 1991, ceasul a fost setat la 17 minute până la miezul nopții. În 2023, ceasul este setat la 90 de secunde. Până și oamenii de știință discută despre un final și despre faptul că timpul fuge și să fugă, spun în dimineața aceasta împreună cu noi, spre marea biruință și spre marea victorie. Consiliul de administrație al organizației format din oameni de știință și alți experți în tehnologie nucleară și în știința climei, printre care se numără 13 laureați premiului Nobel, discută evenimentele mondiale și stabilesc unde să placeze acele ceasuri în fiecare an. Mary Robinson, fost înalt comisar pentru drepturile omului în cadrul ONU, spune că politicienii trebuie să țină seama de avertismentul oamenilor de știință. Ceasul apocalipsei sună alarma pentru întreaga umanitate. Suntem pe marginea unei prăpăstii, dar liderii noștri nu acționează suficient de rapid și decisiv pentru a asigura pacea. În dimineața aceasta, înaintea oamenilor de știință. Dumnezeu a lansat un avertisment. Înaintea oamenilor de știință, Dumnezeu a stabilit un timp. Înaintea oamenilor de știință, Dumnezeu a dat un start când a dat drumul cursului istoriei și Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta, dragilor, că până la urmă va fi un final. De ce Dumnezeu ne revelează? Ca să știm că într-o zi va veni, că noi dacă știm că într-o zi va veni, vom trăi diferit, pentru că unii oameni trăiesc ca și cum nu s-ar întâmpla nimic. Trăiesc ca și cum pur și simplu Dumnezeu nu se va mai implica niciodată în creația sa. Că Dumnezeu este distant, este departe și nu mai are nicio treabă cu oamenii pe care i-a creat. Ba da, Dumnezeu asta a stabilit un timp și la timpul potrivit de Dumnezeu, Dumnezeu vine și lucrează. Dumnezeu se implică activ în lumea aceasta pe care a creat-o. Într-o zi Dumnezeu va stabili sfârșitul. Mai mult decât atât, citind cartea Apocalipsa, nu doar știm că va veni sfârșitul, știm și cum va fi Știm și cum va fi. Și acum, dragilor, pentru că noi data trecută am ajuns în cartierul general al lui Dumnezeu, am spus data trecută că este momentul în care biserica deja este răpită la cer. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce citim ca să putem să privim într-o perspectivă pozitivă, plină de speranță, altfel ne pierdem. Gândirea noastră este următoarea, în momentul în care vorbim despre Apocalipsa capitolul 6. Despre ruperea peceților, Biserica nu mai este pe pământ. Biserica nu mai este pe pământ. Biserica este în împărăția lui Hristos, este cu Hristos. Biserica nu mai este aici, în mijlocul unei catastrofe care se va declanșa cum n-a mai fost niciodată pe pământ. Ioan este acolo, vede, vizualizează ceea ce se va întâmpla. El este acolo, Domnul Hristos, care este vrednic să rupă pecețile. Că spuneam data trecută că s-a căutat în întreg universul, s-a căutat în cer, s-a căutat în univers, s-a căutat pe pământ, sub pământ și n-a fost nicio persoană vrednică să rupă pe cețile, dar Hristos a fost vrednic, binecuvântat să fie numele Lui. Amen. Și a rupt pe cețile și din momentul respectiv se declanșează mânia lui Dumnezeu împotriva omenirii. Dar biserica nu mai este pe pământ. Și atunci noi rămânem într-o notă pozitivă, plină de speranță, că Dumnezeu ne binecuvintează, că Dumnezeu ne întărește și că Dumnezeu ne pune la loc de adăpost. Dragilor, pământul acesta este plin de violență, este plin de ucidere, este plin de răutate, este plin de distrugere, de nenorociri cumplite, de accidente teribile. Dar să știți că răul este limitat. Dumnezeu a pus o preliști răului. Răului n-a luat amploarea finală încă. Dar în momentul în care Dumnezeu intervine aici, vreau să vă spun că în momentul în care se rupe cețile, Dumnezeu pur și simplu va permite ca forțele răului să fie eliberate și va fi mai cumplit și mai greu ca niciodată. Va fi un dezastru cumplit. Biblia ne spune aici cum se va întâmpla sfârșitul lumii și aici ne vorbește în mod deosebit despre necazul cel mare. Dar biserica, cei din biserică vor fi păziți de ceasul încercării? care are să vină peste lumea întreagă? Ca să încerce pe locuitorii pământului. Dumnezeu va judeca locuitorii pământului pentru, pentru nelegiuirile lor, nelegiuirea noastră. Păcatul nostru a fost ispășit prin jertfa lui Isus Hristos. Am fost curățiți, absolviți de vină. Am fost primiți în calitate de fii al lui Dumnezeu. Am fost puși deoparte, am fost luați deja în proprietate. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Dragilor, Vedeți, Apostolul Pavel vorbește despre răpire. Este singurul care accentuează și în mod deosebit în, în unul tesaloniceni găsim cât mai multe aspecte legate de lucrul acesta. Vedeți, aproape fiecare capitol din al primei epistole către tesaloniceni vorbește și face aluzie la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Textul care vorbește despre uh, finalul glorios al bisericii este 1 Tesalonicen 4 13 cu 18. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici atât de frumos încât să fim plini de speranță. Nu toți credincioșii vor muri. Nu toți credincioșii vor muri. 1 Tesaloniceni 4 cu 17. Vedem asta și în 1 Corinteni 15 cu 51. Apoi, cei morți vor învia primii 1 Tesalonicen 4 cu 16, răpirea va fi instantanee, 1 tesaloniceni 4 cu 16, la sunetul unei ultimei trâmbițe, toți credincioșii vor fi schimbați, vor fi strămutați, vor fi răpiți, vor fi luați în proprietate. În original, în termenul grecesc, în, în original apare în felul următor, rapto, care înseamnă a pune sechestru. Rapto, care înseamnă a pune sechestru, a lua pe neașteptate. În originalul grecesc, acest termen a fost folosit în câteva sensuri diferite. Și anume, a răpi, găsim asta în fapte, capitolul 8, cu versetul 39, spune cuvântul lui Dumnezeu, când au ieșit din apă cine? Famenul etiopian și cu Filip? Duhul Domnului a răpit pe Filip. A răpit pe Filip. A răpi, a lua cu forța Ioan 6 cu 15, a răpi, a smulge bunurile cuiva, evrei 10 cu 34, a răpi, a strămuta în alt loc, 2 Corinteni 12, 1 cu 4, a răpi, a scoate, noi aici venim, dragilor, plini de speranță, a scoate, spune Cuvântul lui Dumnezeu, a scoate pe cineva dintr-o mare primejdie. Și Cuvântul Domnului spune că voi veți fi păziți de încercarea care are să vină peste întreaga lume. Binecuvântat să fie Domnul. Deci momentul acesta, dragilor, anunță o întâlnire glorioasă pe nori, a bisericii cu Iisus Hristos. Ioan 17, 22-24, Romani, 2 Corinteni. O întâlnire, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru toată veșnicia. O întâlnire a răsplătirilor. Binecuvântat să fie numele Domnului. Fiți atenți, săptămâna aceasta am stat și m-am uitat la uh, declarațiile liderilor mondiali. Patriarhul Kiril a spus în cadrul liturghiei în felul următor, săptămâna aceasta: Orice dorință de a distruge Rusia va însemna sfârșitul lumii. Orice dorință de a distruge Rusia va însemna sfârșitul lumii. Pe același ton a amenințat și președintele Federației Ruse, Putin. Medvedev, care a făcut întotdeauna declarații șocante, a spus în felul următor. Înfrângerea unei puteri nucleare într-un război convențional ar putea declanșa un război nuclear. A scris, a scris pe Telegram acesta. Medvedev, fost premier și președinte al Rusiei, este în prezent șef adjunct al Consiliului de Securitate Națională a Rusiei. Tot el a amenințat săptămâna aceasta liderii occidentali, anul trecut, de fapt, spunând în felul următor. Călăreții apocalipsei sunt pe drum. Gabi, poți să pui fotografia aceea? O să vorbim foarte pe scurt în dimineața aceasta, pentru că timpul a trecut și s-a dus atât de departe. Călăreții Apocalipsei sunt pe drum. Dragilor, noi revenim la cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune în felul următor, când a rupt mielul, cea din tâi, din cele șapte peceți, m-am uitat și am văzut pe una dintre cele patru făpturi vii Zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi ce se va întâmpla în viitor. În dimineața aceasta vă invit și eu să intrăm în profunzimea Cuvântului lui Dumnezeu și să vedem, și vom vedea probabil și cu ochii noștri de acolo, de la dreapta Domnului nostru Isus Hristos, ce se va întâmpla pe Pământ. Dragilor, când Dumnezeu revelează viitorul, El ne spune că va fi un sfârșit. Idealul acesta, starea aceasta idilică după care tânjim tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, ea cumva se împlinește în Hristos. Spune Biblia că îl vom vedea pe el, vom fi cu el și vom fi ca el. Spune Biblia. Dar neavând perspectiva lui Hristos, suntem sub semnul tragediei și al nenorocirii. În dimineața aceasta, pentru că trăim vremul turburi și ne spunea Eli la rugăciune că biserica trebuie să se trezească. Într-o vreme în care lumea abundă de înșelăciune, că nu mai știi încotro să de învățături care abat milioane și miliarde de oameni de la adevăr, Biserica lui Hristos trebuie să se trezească și să trăiască în adevărul fundamental care este Isus Hristos. Amin. Vedeți în Tesaloniceni, Apostolul Pavel trage un semnal de alarmă. Și noi găsim o categorie de oameni care se află în cazul cel mare, o categorie de oameni care a refuzat constant, deliberat, în mod activ, Adevărul lui Dumnezeu spune pentru că au refuzat dragostea adevărului Dumnezeu le-a trimis o lucrare de rătăcire. În dimineața aceasta, dragilor, viața de credință nu pune accent doar pe dragostea lui Hristos. Viața de credință pune accentul și pe adevărul care este Hristos. Noi trebuie să relaționăm cu adevărul, trebuie să fim transformați de adevăr, în așa fel încât să nu treacă vremurile peste noi și apoi și momentele importante în care Dumnezeu intervine. În dimineața aceasta, dragilor, prima pecete anunță calul alb care vine. Cel ce sta pe cal, spune cuvântul lui Dumnezeu, avea un arc și i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Bun, sunt multe perspective în privința aceasta. Sunt o mulțime de comentatori care spun că cel care este pe calul alb este Domnul Isus Hristos și vedem aici domnia lui crescând. Dar sunt și comentatori care spun că cel care stă pe calul alb nu este Hristos. Și ei spun că este Anticristul. Eu personal cred că este Anticristul. Personal cred că este Anticristul, pentru că el vine sub formă de înșelare. El se deghizează, el se camuflează, el vrea să copieze lucrarea Domnului nostru Isus Hristos, el vrea să pară biruitor. Dumnezeu îi dă pentru o perioadă anumită biruință, dar imediat după el urmează alt și toată biruința aia se năruiește. De aceea cred din tot sufletul că cel care stă pe calul alb vine camuflat, vine deghizat, primește puterea mondială și este anticristul. Îl vom vedea pe Domnul Hristos mai târziu, pe un alt cal și numele Lui este scris pe, pe haina lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Lui. O să trec repede. Am mai multe informații, dar pentru că timpul a trecut, vedeți, în istorie s-au ridicat foarte mulți oameni. Foarte mulți dictatori, foarte mulți lideri mondiali și în momentul în care dictatorii aceștia s-au ridicat, populația lumei a zis, mă, cu siguranță Stalin este anticristul, cu siguranță Lenin este anticristul, cu siguranță Hitler este anticristul. Ei au avut o biruință temporară, au avut o biruință temporară, însă, dragilor, anticristul adevărat urmează să vină. Biserica este la adăpost, lumea rămâne suspendată într-o realitate îngrozitoare pentru că nu l-a acceptat pe Iisus Hristos. În dimineața aceasta, fi om înțelept, acceptă-L pe Iisus Hristos și pocăiește-te. Deci calul alb și cel care stă pe cal îl reprezintă pe anticrist, care va veni cu puterea, lumea se zbate, în, 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 vedeți, în situații teribile, lumea caută pacea. Au fost în, în, în ultimul secol oameni care au donat sute de mii de dolari și de euro în proiecte care să genereze pacea în lumea aceasta. Dar pacea nu pot să o dea oamenii răi. Pacea o dă doar Domnul nostru, Iisus Hristos. Deci, Anticristul este cel care și Hitler a pornit să cucerească lumea, dar a eșuat. Însă în cartea Apocalipsa avem imaginea unui om care va reuși la scară largă, la scară largă. Mai mult, a doua imagine reprezintă războiul și vărsarea de sânge, al doilea cal pe care, Dumnezeu, pe care dumneavoastră îl vedeți acolo. Spune cuvântul Domnului, cel ce stă pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ pentru ca oamenii să se înjunghe unii pe alții și i-a dat o sabie mare. Noi știm că lumea a trecut prin două războaie mondiale. Dar să știți că în aceste două războaie mondiale nu au fost implicate nici măcar toate țările europene. însă războiul despre care vorbește scriptura aici anunță că va fi pur și simplu vor fi pur și simplu implicate toate țările de pe planeta aceasta, Pământ. Acesta va fi cu adevărat un război mondial. Tot ceea ce trebuie să facă Dumnezeu pentru a avea un război pe pământ este să ia pacea. Și asta face Dumnezeu. Dumnezeu a pus o preliște, a pus piedici răului, să nu ia amploare. Dar în momentul în care Dumnezeu ia pacea, răul va lua amploare și oamenii nu vor putea să facă față. Al treilea cal este calul de culoare negru, culoarea trupurilor înfomătate și ne vorbește despre lipsă și foamete. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru, cel ce stă pe el avea în mână o cumpănă și în mijlocul celor șapte făpturi vii am auzit un glas care zicea o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vătăm unde lemnul și vinul. Foametea, dragilor, vedem al treilea cal în imaginea aceasta, eu pot urmări acolo, vedem aici imaginea pâinii cântărite cu cântarul. Cei mai mulți oameni spun că vei munci o zi întreagă și nu vei putea decât să te hrănești pe tine singur. Nu vei avea posibilitatea să hrănești întreaga familie. Aici avem imaginea pâinii cântărite cu cântarul, pâinea raționalizată. Dragilor, e atât de cumplit ceea ce va veni peste pământul acesta. Al patrulea cal, cel gălbui ne dezvăluie adevărul dezolant și teribil, că a patra populație a lumii va muri când a rupt mielul pe cetea patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, Vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui, cel ce stă pe el se numește moartea și împreună cu el venea, după el, locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Aici, dragilor, se încheie imaginea celor patru cai apocaliptici. Medvedev Fostul președinte al Federației Ruse a spus anul trecut că ai Apocalipsei sunt pe drum. Oamenii de știință care studiază fenomenul acesta atomic da, ne spun că ceasul Apocalipsei a fost setat la 90 de secunde. În anul 1991 a fost la 17 minute, în 2023 este la 90 de secunde. Patriarhul Chiril, în timpul slujbei, ne spune în felul următor. Orice încercare de a, de a învinge Rusia înseamnă sfârșitul lumii. Vladimir Putin, Putin spune același lucru. Dar dincolo de toți, cuvântul lui Dumnezeu ne anunță că trăim vremurile sfârșitului. Biserica trebuie să fie trează, biserica trebuie să fie sfântă, biserica trebuie să fie în așteptare. Isus Iisus Hristos, Domnul, vine binecuvântat să fie în numele Lui. A cincea pecete Spune cuvântul lui Dumnezeu, când a rupt mielul pe cetea 5, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o țin ținuseră. Ei strigau cu multă durere, cu glas tare, spune Biblia. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovesc să jude și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia dintre ei s-a dat o haină albă și s-a spus să se mai odinească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți cu ei. Ne pregătim de final în dimineața aceasta. Dragilor, citind Cuvântul lui Dumnezeu, Cartea Apocalipsa ne anunță că va fi un sfârșit. Citind Cuvântul lui Dumnezeu, Cartea Apocalipsa ne prezintă cum va fi acest sfârșit. Și citind cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne revelează și cine va scăpa din această situație teribilă. Aici avem imaginea, dacă vreți, sufletelor celor care au fost înjunghiate, vechi, sfinții Vechiului Testament, de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel, cum spunea Domnul Iisus Hristos, până la Zaharia, ucis între altar și templu, pentru că ei fac referire la legea justiției lui Dumnezeu. Doamne, vino și fă dreptate. Și în imaginea aceasta, să știți, sunt și primii martiri din timpul necazului celui mare. Fiți atenți la ce vă spun acum, că este foarte important. Noi suntem obișnuiți să dormim liniștiți. Mâine răsare soarele, că vor fi nori, că nu vor fi, soarele este pe cer. Universul funcționează impecabil. Legile naturii de asemenea. Noi suntem obișnuiți cu toate aceste lucruri. Însă vreau să vă spun ceva, dragilor, că într-o zi, când se va rupe a șasea pecete, întreg universul se va dezintegra. Va fi cumplit cum n-a fost niciodată, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când a rupt mielul pe cetea a m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cu tremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cați mochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat în locul lor. Împărații pământului, fiți atenți, domnitorii, capitanii armatelor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare. Noi ne ridicăm în picioare în dimineața aceasta. Noi putem sta în picioare, Doamne, în dimineața aceasta? Că ne-ai curățit prin sângele Tău, Doamne. Că ne-ai curățit prin gerfata ta, Doamne Dumnezeule. Noi nu vrem să închidem ochii, Doamne, nu vrem să ne închidem urechile la ceea ce va veni, ci suntem conștienți de faptul că va fi un sfârșit, Doamne Dumnezeule. Dar pentru biserica ta nu va fi un sfârșit, ci va fi un nou început, Doamne. Biserica ta este curățită în sângele tău, luată în proprietate și așezată la un loc în care tu protejezi și binecuvintezi, Doamne Dumnezeule. Stăm astăzi aici. Înaintea unei imagini care ar putea să tulbure chiar și pe cei mai tari, și pe cei mai puternici, Doamne, și pe cei care guvernează, și pe cei care conduc armate, Doamne. U privim, Doamne Dumnezeule, la Universul creat și vedem, Doamne, că soarele se va întuneca, Doamne Dumnezeule, vedem că ostroavele se mută de la locul lor, vedem că atlasele își pierd utilitatea, vedem aici o imagine îngrozitoare, vedem aici tabloul întregului Univers destrămându-se, clătinându-se. Făcând lucruri neobișnuite, Doamne, dar în același timp vedem o biserică care rămâne, rămâne în picioare, Doamne. Vedem credincioși care te urmează, Doamne, Dumnezeule! Și îți mulțumim pentru protecția ta! Vedem, Doamne, că în cursul istoriei a intervenit și în dimineața aceasta încă chemi oameni să vină la mântuire, să-i pui la loc de adăpost. Îți mulțumim din tot sufletul, Doamne! Tu ne spui, Doamne, că din aceste conflagrații. Atât de devastatoare. Tu pui la loc de protecție poporul tău. Invit echipa de închinare să vină aici și să ne închinăm înaintea Domnului. Știm, Doamne, că trăim vremurile din urmă. Ne uităm în stânga și în dreapta și vedem, Doamne, liderii mondiali care se luptă, Doamne, Dumnezeule, pentru putere pentru o distrugere mai mare. Pământul devine, Doamne, Dumnezeule, tot mai nesigur. Începe să se clatine, Doamne. Pământul este amenințat cu arme nucleare. Oamenii sunt disperați, Doamne, dar noi nu vom tremura. Noi stăm înaintea Dumnezeului atotputernic. În mâna Ta, Doamne, Dumnezeule, suntem noi. În mâna Ta sunt copiii noștri, Doamne. În mâna Ta, Doamne, Dumnezeule, este generația aceasta. În mâna Ta este biserica Ta, Doamne tu vei scoate biruitoare în numele Lui Isus Hristos. În dimineața aceasta ne punem la loc de adăpost și ne ridicăm ca niște străjeri și spunem, suntem străgerii care strigă. Glasul nostru să răsune până la capătul pământului. Într-o zi, totul se va termina, Doamne. Noi știm cum va fi.